Prin hotărârea 194 din 27 iunie 2019, Consiliul Local al Municipiului Zalău a decis înființarea unui club sportiv de drept public sub denumirea de Sport Club Municipal Zalău și a aprobat regulamentul privind organizarea și funcționarea acestuia ca instituție publică în subordinea Consiliului Local Zalău. Astfel, în cadrul instituției publice nou create, respectiv Sport Club Municipal Zalău, au fost înființate 7 secții ale acesteia și anume fotbal, atletism, box, tenis, tenis de masă, lupte și handbal. Beneficiind de o organigramă stufoasă care cuprinde 17 posturi, fără personalul angajat în secțiile sportive, respectiv având angajați director executiv, director sportiv, delegat și alții, iată că această instituție publică de interes local nu a reușit timp de 9 luni să respecte prevederile regulamentului în baza căruia este organizată și funcționează. Astfel, regulamentul de ordine interioară, document absolut necesar pentru funcționarea legală a acestei instituții publice, a fost prezentat și supus aprobării Consiliului Local Zalău la exact 9 luni de la înființarea instituției publice Sport Club Municipal Zalău. Conform articolului 14 aliniatul 5 din regulamentul privind organizarea și funcționarea acestei instituții publice de interes local, obligativitatea de a elabora și supune spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Zalău a acestui document, în baza căruia clubul sportiv respectă drepturi și obligații, revine directorului executiv al instituției, în cazul de față, domnului Țârle Marcel Doru. Ce s-a întâmplat cu perioada cuprinsă între 27 iunie 2019 și 26 martie 2020? Cum a funcționat instituția publică? Sunt întrebări la care vom încerca să aflăm răspunsul, însă până la publicarea articolului nu am primit informații sau puncte de vedere la solicitarea noastră. Cert este faptul că pentru anul bugetar 2019, respectiv pentru perioada cuprinsă între 27 iunie 2019 și 31 decembrie 2019, această instituție publică a beneficiat de un buget de 778.000 de lei, sumă pentru care, fără îndoială, vor fi prezentate public spre aprobarea Consiliului Local Zalău, atât daria de seamă contabilă, cât și raportul de gestiune al directorului executiv. Pentru anul 2019, aceste informații nu au fost încă făcute publice, chiar dacă s-au scurs deja 4 luni din anul 2020. Dar până la 9 luni mai avem de așteptat, nu-i așa? Probabil pentru a se naște orice fel de documente ale celei mai nou create instituții publice din Sălaș, acesta este termenul de îndeplinire a sarcinii. Redacția noastră va urmări în continuare acest subiect și vom reveni cu alte detalii.